Demnitarul va sosi vineri în Pitești, iar programul include, conform unor surse de la minister, și o vizită pe șantierul unde se construiește noul spital de la Mioveni. Vor fi purtate discuții și cu privire la planurile Consiliului Județean Argeș de modernizare și extindere a spitalului județean, dar și cu privire la alte unități spitalicești din județ.